Bună ziua și bine ați revenit la Taifaz cu grăsuța și cu painele ei. Ce faceți, grăsuții mei? Ce faceți? Încă o dată, trebuie să vă bat la cap. Eu nu vă fac pe voi grăsuți, ci dacă ești abonat la acest canal, înseamnă că ești automat, nu grăsuți fizic, grăsuți pentru că ești abonată la grăsuța. Deci cum mai vrea să te chem? Slăbuța? Și... da, nu uita, Jessica Farcaș, să-mi trimiți adresa ta, să-ți trimit cadoul. Astăzi avem un super haul și m-am dichisit așa toată elegantă, pentru că haul-ul ăsta chiar merită să fii dichisit. Sunt așa de bucuroasă de produsele pe care le-am comandat de la shine.com. Știți că eu am o colaborare cu ei și ei îmi zic să-mi aleg 3 hăinuțe și acum vă arăt și vouă cele 3 hăinuțe pe care mi le-am comandat. Toate 3 sunt superbe. Superbe din punctul meu de vedere, pentru că mi-am plac. Și dacă îmi plac, am să vă zic. Dacă nu-mi plăceau, vă ziceam. Sau dacă nu-mi vineau, vă ziceam. Dar toate îmi vin. Și toate sunt super frumoase. Începem cu acest cardigan. Ah, materialul e de poveste. E un material flu. Îmi vine. Am stat super bine cu el. E un material perfect pentru vară, dar sincer să fiu, la noi toamna e ca un fel de... ah, o vară, dar poate nu cu temperaturi de 40 de grade, dar cu 28-30 de grade. Și se merită și se poate purta chestia asta. E pur și simplu, să vă arăt și poza, este un cardigan. Mi-am luat astăzi peste o rochie neagră. Am purtat toată ziua. E super. Deci îmi place la nebunie. Asta e mărimea 3XL. Și da, îmi vine perfect. Nu e strâns, nu e mic, nu e larg, nu e nimica. E numai bun și, da, materialul e super. Țâță de măță, cum ziceam când eram mai tânără. Țâță de măță. Așa că, da, ăsta îmi place la nebunie. Bineînțeles că o să aveți poze cu fiecare lucru în parte, cum l-am purtat. După, ăsta l-am purtat în curte. Dar dacă mergeam la ocean, îl purtam la ocean, dar pentru că am piscină în curte, adică piscină, eu când zic piscină, nu vă imaginați că e o piscină de aia bună, de aia mare, e o piscină de asta gonflabilă, să mă mai bălășesc și eu să uit de căldură. Și înainte să-mi iau costumul de baie, bine că am avut un maieu plegat după gât și o fustă tip cu chilot și fustă, nu știți cum se poartă la costumele de baie. Alea le-am purtat în piscină, na, nu știu să stau chiar în kilo, să mai uită vecinii sau ceva. Și am luat chestia asta deasupra până ajung, ies din casă, până mă duc în spatele casei, na, n-am vrut să chiar ies în kilo din casă. Și mi-am luat chestia asta pe mine, nu știu cum să o numesc, o rochie. Stați liniștiți, nu e perdeaua lui bunica din bucătărie, e pur și simplu un cover-up, să zicem așa, care poți să-l iei deasupra la un costum de baie. O să vedeți, și mie mi este larg, adică mie este perfect, cum trebuie să stea, să fie larg, să-ți acopere tot corpul și atunci când te duci la ocean și ești în costum de baie, na, să nu defilezi pe acolo cu bușile la vedere, îți iei asta deasupra și o să fie și de efect, pentru că se vede prin ea, e o perdea, seamănă cu perdeaua la bunica, dar v-am zis, nu e perdeaua la bunica, vă promit, n-am furat-o de la ea. Și e super, super faină. Adică perfectă pentru vară, pentru a pune costumul de baie sub sau, cine știe, la piscină dacă te duci și la fel să poți să o folosești. Mie îmi place la nebunie, este una din preferatele mele. Nu știu dacă am să pot doar la piscină, poate am să-i găsesc o modalitate în care să o port și în afara piscinei, nu știu cu ce aș putea să o îmbrac. Sau cum să o prind, cu ce cordon, cu ce... dați-mi și voi o idee, scrieți-mi dedesubt o idee cum aș mai putea eu să port chestia asta. Că îmi place la nebunie și parcă n-aș purta o... numai când mă duc la mare și la mare, la ocean, că noi nu avem mare aici, la ocean. Pentru că, na, mai ales acum de când am piscină în fața, în spatele casei, nu prea mă mai duc la ocean. La ocean. Da, lăsați-mi o idee cum aș mai putea să port aia. După a treia rochie e preferata mea. E, bine, toate au fost, dar asta chiar e preferata mea. E preferata mea pentru că asta e toată din dantelă. Toată, 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 toată. Am să vă pun poze. E mai scurtă în față și super lungă în spate. Parcă ai trenă. Deci, pe bune vorbesc, parcă îi o trenă. Mai are un maieu de desubt.
dar l-am scos și, sincer să fiu, am uitat să-l pun. Să vă arăt cum, dar în poză o să am cum mai eu pus și vine, cred că, în două rânduri aici, da. Vine un rând și după aia încă un rând deasupra și v-am zis, e scurt în față și cu trenă în spate, Doamne, cât de frumoasă. Deci e superbă chestia asta, îmi place la nebunie. Am cam târât-o pe jos pentru că am purtat-o în oraș și dacă vedeți, chiar am târât-o pe jos, am măturat puțin pe acolo. Na, dacă ăștia de la Salubris nu au avut timp, am venit eu cu fusta mea și le-am făcut puțină curățenie și da, este preferata mea. Sincer să fiu, asta e genul ăla, știi, să-mi iau un evantaj și să fac olei cu rochia asta îmbrăcată. E superbă! Mulțumesc foarte mult Shine.com. Toate hăinuțele pe care le-am comandat de la ei sunt, nu că nemaipomenite, sunt super faine. Mai ales că mie îmi place plasa de țânțară, îmi place perdeaua de la bunica. Mie chestiile astea îmi plac foarte mult și, da, când le-am văzut acolo, am zis că a meu ești. Și când au ajuns și am văzut că îmi și vin și că și îmi plac și că sunt și faine, atunci eram super mega bucuroasă și bineînțeles sunt și bucuroasă că pot să vi le arăt vouă și îi mulțumesc foarte mult și celor de la Shine.com pentru că mi-au trimis aceste hăinuțe. Sper să ținem colaborarea în continuare și să nu mai îmi cumpăr eu hăinuțe never ever. Și da, nu uitați, dacă faceți comandă de $60 în produse de la Plus Size, puteți să folosiți codul la TAIFAZ20 și beneficiați de $20 reducere. Dar țineți minte că ăsta nu este un cod afiliat. Dacă voi faceți comandă, nu e că eu 20% primesc eu. Nu, pur și simplu e un cod care ei mi l-au dat să vă ajute pe voi. Eu, în cel mai fericit caz, e să-mi trimită în continuare hăinuțe dacă cineva face comandă. Dacă nu, când n-o să mai aibă ei chef să-mi trimită hăinuțe, n-o să mai fie hăinuțe de la Shine.com și gata. Dar până atunci, ta-da! Da, astăzi am fost cam cu... Și ce aș vrea să mai zic e... Vă zic și partea a doua a surprizei. Am zis că nu vă zic, dar vă zic. Eu... Când am aflat, înainte să aflu, când Ioana s-a calificat, am zis că, vai, ce tare ar fi dacă ai veni, când ai veni aici, dacă ne putem vedea, știi? Dacă o să aibă puțin timp, să-mi zică că ne vedem. Sau când erau fost clasată, nu mai știu, dacă înainte sau după i-am zis că aș vrea să văd. Faza e că eu v-am zis și ieri că sunt foarte mândră de ea și că a ajuns la realizarea asta și... I-am mai zis-o la un moment dat la o fată, tot la fel, dacă vrea să ne vedem. Pentru că eu sunt mândră când văd că persoanele se realizează și fac o chestie și e apreciat și mai ales că e româncă de-a mea. Deci da, eu sunt mândră de fetele astea. I-am mai zis la un moment dat, cred că lui Diana Kir, tot la fel când participa la Nix România, am zis că dacă cumva ajungi prin Los Angeles să-mi zici că vin să te văd. Mădălina i-a mai zis, dar Mădălina a avut un program așa de încărcat încât nu am reușit să mă întâlnesc cu ea când am fost aici. Și da, sigur și Ioana o să aibă un program super, super încărcat, dar măcar înainte de culcare, 5 minute să o văd. Dar nu o să fie doar înainte de culcare, pentru că Ioana mi-a trimis un mesaj. Vine să bocez numai când mă gândesc. Eu eram super bucuroasă că pot susține o astfel de persoană. Și gândiți-vă cât de bucuroasă am fost atunci când Ioana mi-a zis dacă vreau să vin și eu la finala de la Nix. Adică să mă duc și eu acolo cu toată lumea. Că ea a avut 5 bilete și presupun că i-a rămas unul în plus. L-a invitat și ea prieteni, familie sau cine o să vină și a mai rămas unul în plus și m-a întrebat dacă vreau să vin și eu la finala Nix, să fiu acolo la finală și normal că, oh, da, acum nu știu cum am să mă comport ca o total nebună, total stupid total, nu știu cum o să mă comport acolo, gen pentru ca să fiu genul, yeah, haide, bravo, chestii de-astea, că eu sunt puțin așa mai nebună
Și da, i-am zis, chiar i-am și scris lui Ioana, am zis că nu știu, băi, cu cine vii, cu cine nu vin, dar cred că eu am să țip cea mai tare de acolo. Și da, asta era partea a doua a surprizei. O să fiu și eu la finala Nix Awards America. Și am să susțin din de acolo de jos. Și Ioana o să fie acolo sus și o să susțină din jos și o să țip, hai Ioana. Nu știu dacă avem voie cu un pancarte sau ceva de genul ăsta, dar da, am să fiu acolo să o susțin pe Ioana și sper și vreau ca toți să, pe 25 august, să, nu știu, să-i trimitem toate gândurile bune și toate, cum să vă zic eu, susținerea atunci pe 25 ca ea să câștige. Vai, ar vine mai pomenit. Aș boci, cred că dacă o văd că câștigă ea, bocez de nu știu ce cu mine. O să mă simt de parcă am câștigat eu. Și așa trebuie să vă simțiți și voi, de parcă ați câștigat voi, pentru că o să câștige o româncă. Ținem toți pumnii și o să vedeți dacă toate gândurile voastre bune se duce către Ioana, să vedeți dacă nu o să câștige. Vă zic eu. Dar trebuie să le trimiteți, că dacă nu le trimiteți, nu câștigă. Așa că trimiteți toate gândurile bune și haideți să o susținem pe Ioana în Nix Awards America. Doamne, cât de faine! Da. Deci asta era surpriza. O să fiu și eu la Nix. Acum am alte probleme. Am probleme că nu știu cu ce am să mă îmbrac, cu ce am să mă încalț, cu ce am să mă machiez, că acolo nu vine toată lumea. Acolo o să vină lumea bună și cu ce față mă prezint eu, nu știu. Dar mă prezint și eu cu fața care o am, că alta n-am, e că mă și duc la abator și îmi iau un alt cap și zic, băi, astăzi îl schimbăm, îl băgăm pe ăsta, nu. Cu ce avem, cu aia defilăm, încercam să găsesc rujurile de astăzi. Rujul de astăzi este unul de la Colourpop, se numește, nu e ăsta, ăsta a fost de ieri, ăsta a fost. New Wave. Este un ruj roșu și m-am dat foarte puțin aici jos, în mijloc, și după aia deasupra am pus un luciu de la Buxom, dacă nu mă înșel, ăsta l-am de la Ramonica, de la Ramona, de la primul pachet de la ea și îl ador și am așa o senzație de mentă pe buză și îmi place foarte mult, mai ales când bate așa vântul, bate vântul în freză. Îmi dă o senzație de răcoare, simt buzele că sunt foarte răcuroase. Și da, ăsta a fost video de astăzi. Nu uitați să verificați în bara de descriere. Eu mă uit aici în bară, știi? Mă uit în bară, bara de descriere e shine.com și verificați hainuțele pe care mi le-am comandat. Dacă vreți să faceți comandă, puteți folosi codul LATAIFAZ20. Dacă nu vrei să faci comandă, asta este, nu te obligă nimeni. Numai dacă ești plus size, am văzut acum o rochie. Dacă ar fi să mai dea încă o colaborare tare fericită, ar fi, am văzut o rochie așa de frumoasă, era toată colorată, doamne, tare frumoasă, dar vedem dacă o să mai avem colaborări sau nu, dacă nu, asta au fost toate colaborările de la Shine.com și da, ne vedem data viitoare, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi a stat țapă în fața televizorului, calculatorului, telefonului, tabletei. Și bine că nu toată lumea să țeapă, pentru că multe dintre voi lucrați, faceți curățenie, vă machiați, știu cum e, așa fac și eu, deci vă înțeleg. Și da, vă mulțumesc foarte mult, nu uitați, muncește mult pentru ceea ce îți dorești și nu lăsa niciodată gen că, că nu pot, că nu vreau, că e greu. Dacă vrei să ajungi să faci ceea ce dorești, trebuie să muncești foarte mult. V-am pupat! Ne vedem data viitoare. Pa!